Căutări de amploare ale polițiștilor ieri în vederea găsirii unui bărbat dat dispărut luni. Căutările au fost în zona Izvor Baicu până la limita cu județul Bistrița Năsăud, precum și în zona Romului Fiad din județul vecin. Bărbatul de 52 de ani din Șoncuta Mare a fost găsit până la urmă în zona Valea Fiadului din Bistrița Năsăud, acesta fiind preluat și condus la sediul poliției din Dragomirești. În urma audierii lui a rezultat că nu este victima vreunei infracțiuni. Acesta pur și simplu s-a rătăcit în zona limitrofă a județelor Maramureș și Bistrița Năsăud. Polițiștii au fost sprijiniți în activitatea de căutare a bărbatului de către reprezentanții Ocolului Silvic Dragomirești și ai Ocolului Silvic Romuli, reprezentanții primăriei Dragomirești, de un echipaj salvamont, precum și de un elicopter.